Salutare, oameni buni! Ca apicultori am petrecut atât de mult timp îngrijorându-ne despre varroa, de producția de miere și de ce unele regine nu lucrează după anumite așteptări. Ba, chiar că toate lucrurile care merg prost, pe cine poate pica vina? Pe trântor, masculul albine. După ce am văzut că trântorii sunt motivul principal pentru care unii oameni de știință și mai ales autorități competente doresc să își facă o lege apicolă care să le protejeze haremul de regine virgine, ca nu cumva un trântor îndrăznesc să dea buzna și să le recistească, în loc să-și pună problema creșterii performante a reginelor și a selecției în apicultură utilizând cel mai important instrument de zootehnie, registrul genealogic. În acest episod vom dezvălui câteva mistere. Asta ca să nu irităm pe unii și pe alții utilizând cuvântul secrete, care te vor pune pe gânduri atunci când vine vorba despre trântori. Zona 51 sau Drone Congregation Area, DCA-uri, zona specifice de congregație de adunare a trântorilor. Ce este o zonă de adunare a trântorilor? Chiar există așa ceva? Sau poate este o poveste frumoasă cu care să ne adormim rațiunea? Albina meliferă este neobișnuită și uimitoare în multe privințe, iar obiceiurile de împerechiere nu fac excepție. Majoritatea celorlalte specii de albine se împerechează pe pământ sau în flori. Zona de adunare a trântorilor este un loc specific în care trântorii se adună și așteaptă să vadă regine virgine. Ele, aceste zone, sunt diferite de la o regiune la alta, deoarece sunt ridicate deasupra solului, suspendate în aer și reprezintă în acest moment o foarte interesantă temă de observație și de cercetare pentru cei avizați. Toată împerecherea reginelor albinelor melifere are loc în aceste zone, niciodată la sol sau în stup. Zonele de adunare a trânturilor aduc trânturi și regine împreună dintr-o arie largă, păzind împotriva endogamiei. Endogamia, obiceiul practicat de unele triburi de a permite căsătoria numai între membrii acelui trib. Explicație după Dex Online. Un studiu cuprinzător din Germania a constatat că un singur DCI ar putea conține trântori veniți din până la 240 de colonii diferite. Un alt studiu a constatat că un DCI ar putea conține oriunde de la câteva sute la 30.000 de trântori. Numărul mare asigură faptul că are loc o amestecare adecvată a genelor, realizându-se bazinul genetic care asigură diversitatea genetică. Un alt mister este unde să găsiți o zonă de adunare a trântorilor. Estimările variază, dar cele mai multe zone de congregație a trântorilor sunt de la 5 la 35 de metri deasupra solului și măsoară de la 30 la 200 de metri. Dacă ai putea să dai aerul în care trâmbițează trânturii, ar fi sub forma unui con de trafic, lat în partea de jos și îngust în partea de sus. De destul de ciudat, zonele de adunare a trântorului se reapară în aceeași locație an după an, chiar dacă trântorii trăiesc doar câteva săptămâni, iar regina se împerechează numai în primul an când este virgină. Ceva altceva decât memoria permite trânturilor noi expuși să găsească o zonă stabilită. Unii cercetători consideră că anumite caracteristici geografice sau modele de vegetație pot semnala un spot favorabil, care este selectat pe parcursul a câțiva ani. Nu este exclusă combinația de mai mulți factori sensibili, printre care chiar anumiți curenți de aer care transportă inclusiv feromonii specifici de trântor și de regine, sau chiar felul cum soarele luminează și încălzește, știut fiind că împerecherile cele mai de succes se realizează în zilele însorite, calde și fără vânturi puternice, ceea ce ar explica și consistența DCI-ului, precum și precizia zborului în ritualul împerecherii. În plus, unii cred că feromonul masculin poate atrage bărbații unii de alții, permițindu-se să coalizeze în număr mare. Spiritul de concurență. Zonele de adunare a trânturilor pot fi găsite mai multe oriunde există colonii de albine. Trântorii pot zbura între aceste zone pe rute stabilite, cunoscute sub numele de zboruri de împerechere. Un trântor poate zbura de la un DCI la altul, încercându-și norocul în locații diferite. De jos, un DCI activ sună ceva de genul unui roi.
În consecință, adunarea trântorilor la DCI poate servi drept mecanism indirect de selecție a partenerilor, asigurându-se că reginele se împerechează numai cu cei indivizi care au capacitate de zbor mai mare și o reacție mai mare la indicii vizuali și chimici a reginei. În episodul următor vom dezvălui un alt mister. Cum funcționează sistemul dintr-o zonă de adunare a trântorilor?